A expirat timpul, trebuie să-ți alegi un băiat cu care să dansezi. Da. David. Ai vinut tu. Vreau să mă dau mai în spate, da? E frumos să mergi la dansuri, după aia toată lumea vine la tine la dansuri. Câte aplauze! Hai că ești transpirată, fleașcă! Trebuie să stai jos! Deci eu am mâinile transpirate, nu știu. O curs apele pe tine, hai! Treci la interogator. I-ați luat la rânsia după vedeți? Ha? I-ați luat la rânsia. Ați mă mai prezint. Păi, dar nu ne știau? Mă, așa direct pe scaun, am spus bună? Dar voi la fel ați făcut? V-ați prezentat? A, da, mă numesc Mădălina și am 24. Nu, când ați ajuns, v-ați dus și v-ați pupa sau ceva? Frate, am zis, bună băieți, m-am așezat pe scaun. Că ne cunoaștem deja, nu ne-am văzut. Ce trebuie acum, să iau pe rând, îmi pare bine. Nu ne-am cunoscut ieri, nu mai cunoaștem o dată? Nu mă interesează pentru ce a venit, nu mă interesează... Întâmpinăm pe Ale, să vedem bună, care te spune. Bună! Bună, zici, bună la toate. Să știi că băieții te așteptau nerăbdători, Ale. Hai, Alexandru. Pentru că sunt prea vocal, bănuiesc. Da. Cât de diversitate. Păi, tocmai asta spuneau, că ești foarte liniștită, nu că ești vocală. Dar dacă tu spui despre tine că ești vocală, ia descrie-te într-un minut. Sunt Ale, am 26 de ani, sunt din Constanța și am venit aici, poate să pot întâlni pe cineva. Nu sunt mută. A observat ieri că nici mută. Da. Doar că nu am avut cum să interacționez cu nimeni. Ce să vă zic? Okay. Sunt încăpățânată și hotărâtă, dar la început sunt foarte tăcută pentru că vreau să analizez lucrurile. Eu nu vreau să-i cunosc pe niciunul, pentru că nu mă atrage niciunul. Gen un pic, Paul, dar nu știu, e prea minte stat. Vezi, pe mine mă atrage mai mult David cu ăsta, cu Nico, dar... Nu-mi place de ei, nu pot spun că îmi place, pentru că nu-mi plac ce vrei să faci un cuplu cu ei. Nu, momentan nu, pentru că nu-i cunosc. Doar așa că mă atrage. Deci totuși este un ochi acolo care face așa. La cei doi. Da, dar nu ceva mai mult, adică nu este mai mult. Ai răbdare atunci, e bine cel puțin că nu-i vrei pe tot șapte. Cum e ei vor. Pe cine era, mă? Că nu mă delnează. Cine a vrut să ne cunoască? David. David. Vreau să le cunosc pe toate. Bine că nu vrei să le cunosc pe toate. Nu, dar aș fi așteptat. Cristian adică... vrea să ne cunoască pe toate. Ce? Cum, Cristian? Cristian era... Ce-i cu el? Liderul. A zis că vrea să ne cunoască tot așa pe toate și după aia aș dă... Altul. Da, da. Deci dar, e palmă. Dar nu, știi de ce, știi de ce ei spun așa? Pentru că ei nu vor să facă cuplu acum, dar așteaptă să vadă fiecare dintre băi, noi, nu că vrea să, mă, să stea cu mine, după aia să stă un pic cu ea, după aia să nu. Dacă vrea să știm ceva de la bun început, când l-ai văzut, asumă-ți, mor, deci îmi place de mor de frate. Atunci, da, frate, capul meu să fie, direcția mea să fie doar pentru el. Dar din moment ce nu simt, nu am simțit. Trebuie să fac cuplu, așa, gata, ăla Paul Mititelu, gata, frate, după două zile, gata, ne și căsătorim și plecăm în lume. Deci, David, da. Tu o placi? Da, da, da. Nu pot spune asta acum. Fizic îmi place. Îmi place cum arată fizic, dar trebuie să o cunosc. Așa. Nu? Trebuie să te cunosc prima oară. Și noi credeam că sunt răcuță, David. Poți să plâng în emisiune și nu să găsească pe nimeni. David, nu, vezi că norocul surâde. Nu, da. Nu, eu am o întrebare. Fii puțin mai... Ce potențial ai văzut când l-ai ales? Dar nu am zis că îmi place de David. Nu, dar nu ai ales degeaba David.
Nu, nu, am ales, nu, am ales David din logică. Pentru că el a zis că vrea să cunoască toate fetele. Toate fetele mă includ și pe mine. Asta a fost logica mea. Dacă nu, dacă nu e logic, dacă nu e logic, ce ai spus? Da, pentru că n-are relevanță. Nu, David. Ne poți spune care este persoana care ți-a, nu știu, strânit interesul în această emisiune până acum, din punct de vedere fizic? Cum se comportă, ce spune sau avem nevoie orice, de nume. Orice persoană care l-a îndrăgit mai mult. Da, sigur, avem nevoie de nume. Cristian. Auzit. Ce zici, Cristian? Nu am auzit întrebarea. Nu e o întrebare, e o afirmație. A spus că te place. N-ai fost atent, n-ai fost atent și cum mă comport. Nu, a spus în general. În general. Bucur. Sper că sper să avem ocazia să ne cunoaștem. Cine știe? Doar asta? V-am spus pașii prin care trebuie să trec eu până tu la ora. Tu spuneai că dacă simți că o fată te place, să mă pup cu ea și după o săptămână să îmi dau seama că nu e persoana pe care mă doresc. Tu ce faci acum? Nu vreau să fac un anunț la George, îi doresc a doua zi cât trebuie. Mai lungă, îmi pare rău. Dar iar cum adică îți pare rău? Îmi pare rău pentru faptul că s-a simțit atacat. Iar joci fals. Nu joc fals, că fals. Eu nu sunt genul de om care să facă lucruri pe care l-ai făcut. Suntem, nu carac- suntem caractere diferite. Avem principii diferite. Înțelegi? Despre asta vorbim. Tu nu poți să vii în emisiune acum, să vii sata să spui că tu nu poți i-am să te pui cu o fată. Cu după, tu când ești cu o fată la suc, îți dau un exemplu. Dacă femeia aia te atrage destul de tare, nu este posibil a doua zi ca tu să o săruți? Sau să încep ceva cu ea dacă femeia îți dă un vibe bun? Nu, nu, fiindcă am trecut prin multe și ai nu vreau să mai trec. Ai trecut prin multe, da. Dacă tu ai trecut prin multe, încearcă să nu mai ataci indirect. Dar nu te-am atacat, am spus te-am zis, o să nu pot să fac ca George, dar nu că exemplu, e ceva rău. De exemplu, tu urmează cursul tău. Tu ți urmezi cursul tău, eu urmez cursul tău. Dacă eu o să greșesc în relația asta, nu, dacă ea o să greșească în relația asta, se scoate comparația din limba română. Dacă noi doi o să greșim, înțelegi, noi ne asumăm. Sunt un om asumat. Dacă eu greșesc și peste o săptămână Mona este altă femeie. Dădeam un exemplu. Dădeam un exemplu, nu te-am atacat. Dau un exemplu, dau un exemplu. Că așa vin și dau un exemplu. Hai să ne întoarcem la ale. Deci joci fals. Știind foarte bine cine ești și știind foarte bine trecutul tău, dacă vrei să o dăm pe exemple. Înțelegi? Dacă vrei să o dăm pe exemple. Nu mai dai exemple. Gata. Îți place, dar ea o cunoști exact cum vrei tu și cum dorești tu. Eu vreau să o cunosc pe Mona ca și o iubită. Nu vreau să o cunosc ca și o prietenă. Vreau să văd cum se comportă ea, știind că este iubita mea, înțelegi? Dacă cumva dau greș, îmi asum, nu este nicio problemă. Asta cu prietenia nici nu sunt de acord, dar trebuie să își asume și Ale următorul dans. Trebuie să alegi un băiat? Pe cine alegi? Greu. Greu. De ce zici asta? Ai intuit ce vreau să fac? Normal că pe Cristian o să alegi, mi se pare logic. Bine. Să mergem în casa ta. Bravo. Dansator. Mihai. Da, da. Ce-am făcut? Te-am văzut că făceai așa, că-i bate inima lui Cristi. Sincer să fiu, cred că ar trebui să fii ultimul care
discută despre cineva că este emoționat când tu te-ai ascuns pe sub mese pe aici ieri când ai vrut să te duci la femei. Eu nu merg la fete, nu merg la fete. Dar nu am fost emoționat. Lasă, frate, prima zi. Spre deosebire de tine, Cristi, în prima zi a avut curaj să ia situația în piept. Deci am avut emoții că am mâncat puțină ceapă și mă să nu deranjez. Și am inspirat adânc ca să nu expir. De-aia te-ai înroșit la față. Of, ce de probleme aveți. Bă, mă jur. Cu cine ai dansat? Cu Cristi am dansat. Cristi, care Cristi? Care Cristi? Care Cristian, liderul. Cristian, cu liderul. Și? Ai simțit ceva? Deci l-ai ales pe el? Așa am simțit să fac. Pentru că încep să mă bombardeze cu întrebări. A început să mă bombardeze cu întrebări? Și cu o întrebare care nu mi-a plăcut. Cum și de-aia l-am luat. Înseamnă că ori... dacă am venit pentru premiul cel mare. Așa, și? De-aia l-am luat la dans. Ca să-i arăți ce? Să văd ce fel. Nu știu. Așa a fost. Este așa ai simțit. Da. Nu, nu a fost. Poate a vorbit de tine. Ce să zic, din succes? El a spus că pentru... Ce să zic, succes? Da. A zis așa, pentru mine, cea mai frumoasă fată din casă este Alexandra. Alexandra acum, nu știu, că sunteți ea. Două. Nu, e Alexandra, ea e Alexandra cea mai frumoasă. Alexandra e ea. Ah, da, da. Să nu ne încurcăm. Femeie diferită. Am uitat. Să înțeleg că Mihai nu e așa curajos precum... Absolut deloc. Până în momentul de față, nu. Așa e Mihai? Da, da, nu, are dreptate. Și foarte bipolar. Exact, și foarte bipolar. Cum așa? Cum a spus și colegul meu, nu mai știu care, George, sau unul dintre ei, el a spus că prima dată că își caută un gen de femeie total opus al Alexandrei, după care, îmi place de Alexandra, îmi place de Alexandra. Astăzi ne-a spus la hotel că, bă, fraților, eu îi dau papucii pe Alexandra. Eu nu vreau să mă cer cu voi. Acum 20 de minute a spus că eu mă cer cu toți băieții pentru Alexandra. Este foarte bipolar din punct de vedere al unui prieten. Niciodată nu mi-a făcut plăcere să am astfel de prieteni, adică care acum sunt așa, în 2 minute sunt așa, peste 3 minute sunt așa și așa. Eu am stat foarte departe de oameni de genul pentru că sunt în pericol, din orice punct de vedere. Da. Mie îmi plac oamenii drepți, bărbații care sunt bărbați din cap până în picioare și care sunt asumați. Nu-mi plac bărbații care sunt așa, după aia sta așa. Nu suntem Mihai Petre să facem așa pe aici. Plac bărbații asumați. Am impresia că vreau să fac un show, înțelegi? Asta înseamnă să fii bărbat. Pe mine așa asta tata m-a învățat. A zis de dimineață, înainte să veniți la hotel, spus, că... A spus. De ce? A spus pentru că toți vorbeau și unul spunea că... Unul spunea că nu știu ce, unul spunea că... Adică am zis să nu mă pun rău. Șefule, cu ei. Prima oară ai spus aseară, din cauza că ai fost mințit tu, personal. Da. Lasă până și așa mai departe. Da. Tu personal ai spus, a venit în cameră aici și m-a întrebat de tine și mi-a spus că nu te cunoaște sau afirmații de asta, ce ați discutat voi. Și prima oară tu ai început cu discuția și a spus, lasă că mâine îi spun și așa mai departe. Cum, măcar dă înainte dacă îi dai. Te mai întoarci, nu mai faci stângă, nu mai faci dreaptă, merge așa. Da. Înțelegi? Adriana, cineva este nerăbdător să te vadă. Aoleu! Așa că grăbește-te. N-am aflat. Cine crezi că e nerăbdător să te vadă? Paul! Ai, eu mai ghicit. Bună! Bună! Un minut în care să ne spui, să le spui lucruri despre ce tine. Păi ce să vă zic, îmi place să mă distrez, îmi place să trăiesc viața la maxim, îmi place să mă plimb. Sunt o fire orgolioasă, sunt emotivă, sunt... Nu știu ce să vă zic. Gata, ai obosit. Da. Atât. Până acum te-ai recomandat Amanta perfect. No. Au, cum așa? Ce afirmații sunt? Dog life. Ai zis că sunt foarte arogant și figurant. Vreau să te întreb acum că am timp să discut cu tine, de ce? Nu știu, modul în care vorbești tu, modul în care te exprimi tu, înțelegi? Asta mi se pare că este, deci tot ceea ce vorbești tu și tot ceea ce spui, mi se pare că spui așa în aroganță, doar la mișto, la vrăjeală și chestii de genul. Te-am făcut să te simți inferioară în fața mea? Nu, n-am spus, am spus doar părerea mea, doar părerea care mi-am format în momentul ăla, atâta tot. Crezi că există o posibilitate să schimb această părere? E sigur. Adică ai putea accepta un alt adevăr, o altă realitate. Normal. Am înțeles. Ai spus că îți place să te distrezi foarte mult. Îți place să muncești. Normal că îmi place să muncesc. Ce profesie ai? Sunt bucătar. Bucătar. Am terminat școala de
ospătar. Ești din București că nu ai plecat? Nu, sunt din Vaslui. Din Vaslui. Și ai prestat servicii nu, de bucătar? Nu, nu am prestat pentru că am plecat de mult, era maică mea și... Ce, a fost cu ce te-ai întreținut până acum? A? Cu ce te-ai întreținut până acum? Cu ce m-am întreținut? Păi am lucrat o perioadă în afară și... Ca ce? Hmm? Ca ce? Ca ajutor de manager la o firmă de curierat. Ajutor de manager. În ce țară mai exact? În Italia. Cum o percepi? E total diferită față de sora ei, Alexandra? Sincer, să fiu, uite ce tremur. Câți ani ai? Este o fată. Acum ai văzut foarte... ce am pățit noi țărat. Da. Este o fată interesantă. Este foarte drăguță. Pare mai răutăcioasă când o privesc din ecran. Aici pare un pic mai pasivă, ceea ce îmi place pentru că așa, mi se, așa trebuie privită femeia. Bărbatul trebuie să fie cel mai impunător. Mai superior. Hei, de când? Nu superior, asta. Mai impunător, nu mai superior. Am înțeles. Mai impunător. Nu știu, mi-a plăcut întotdeauna să... Eu sunt curioasă dacă ai curaj să spui asta în fața Alexandrei. A, pe trec lângă ea mă pun. Să vezi că acum, să vezi ce-i fac cu Alexandre. Hai, să vedem. Nu-i fac nimic, Aron. Vreau să fac și Instagram, că o să iei multe. Ești cu tine, te rog. Dar știi ce-s eu curioasă? Cum de sunteți voi două atât de diferite? Sinceră să fiu eu cu ea, ne completăm. Ia rămâi acolo, pune-te în genunchi. Dacă tot te-ai pus așa pe mine și fă-i fete o declarație de dragoste, să văd eu ce poți tu. Nu am venit aici ca să-mi fac o declarație de dragoste. Vreau, te rog, să înțelegi că nu am nimica cu tine, nu am încercat să fiu arogant absolut deloc și te respect la fel ca pe celelalte fete. Ți-am pupat și mâna, ok? Și nu știi să faci o declarație de dragoste? De ce aș face o forțat? Păi mă gândeam așa, poate impresionezi, dar dacă nu-ți dorești, mie mi-ai dat impresia că o place. O respect. Momentan nu pot spune de nimeni că îmi place, să zic, să fie bătut în cuie. Ia uite, 7 băieți frumoși. 7 zile lângă. Hai că-l aleg pe Paul. Paul, pe vârfuri, da? Paul, Paul! Băgați o manea! Ce manea, mă? Popular atunci. Unde te uiți, Paul? De ce ți-ai luat tocuri? Că erai la același nivel cu el. Am văzut. Chiar că mă gândeam că e mai înalt decât el. Tot ce am. E pe tocuri, dacă... Nu, pe tocuri, dar normal nu. Dacă ne dădeam... O să te descalți! De ce ai spus Cristian să se ridice pe vârfuri? Păi, a spus că o atrag bărbații mai înalți. L-ai încurajat. Măcar să-și ia tocuri, dacă nu, să fie la același nivel. Mie îmi place de Paul și că o place mult. Ce prieten adevărat ești tu? Mulțumesc. Mulțumesc și eu, pa băieți. Am fugit. Of, of, of. Cine să urmeze? Exact. Aici. Yay! Yay! Unde să mă ascult? Poți unde te duci? O aștept, vreau să o, nu știu, să o sperii pe Alexandra. Sau ce? Să o sperii pe Alexandra. Sperii, fă ce vrei. Voi credeți că o să faceți față? Da, sub scară, dar de ce? E o fată bună. Eu cred că o să fie topit aici și nu o să, nici nu, da, să poată să vorbească. Te-ai ascuns perfect. Da, te-ai ascuns extraordinar. Dacă voi aveți atât de multă încredere în voi, hai să o chemăm pe Alexandra. O să se topească. Să Alexandra, să vedem. Deci că e victimă în casa asta. Ești nerăbdător, te văd. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.